verbal, pentru ordinar, în urmăcată prin dispoziția primarului numărul 102 din data de 16.06.2021, ședința este legal constituită, suntem în prezența majorității membrilor care am putut Consiliul Local Sugar, ceea ce duce la faptul că ședința își poate desfășura lucrările. După președința Mohagandura a fost ales președinte pentru 3 luni de zile, asta este a doua lună a dânsului și dau cuvântul să deschide ședința și se prezinte ordinea zilei în domnul primar. Vă declar deschisă ședința de astăzi și la cuvântul domnului secretar să spună procesul verbal de luna trecută spre aprobare. În materialele care le-am pus la dispoziție, aveți un proces verbal la ședința anterioară din 14.00. Dacă aveți obiecțiuni la procesul verbal, dacă nu, în forma prezentată care a fost pusă pe masa dumneavoastră, dacă sunteți de acord să-l aprobăm. Eu așa vreau o sostenibilă publicială, domnul Lazar Gheorghi, care nu mai este consilier local. Dar în locul domnul Lazar, ce a spus domnul Lazar? Domnul Lazar nu a spus nimic. Aha, am înțeles la comisie, am înțeles. Astea sunt... Sunt rechizite, da? Da. În afară de obiecția asta, mai sunt alte obiecțiuni? Să pun la vă, cine este pentru? Vă abțineți? Da, domnul primar, pe ordinea de zi, prin dispoziție, sunt 3 proiecte la ordinea de zi. Cu al patrulea am întrebări în cercetările de direcție, dar ca proiecte, proiectul care prin aprobare de contării călătoriei prin mijloace de transport. E luna mai 2021, proiect de hotărâre prin implementarea ASL numărul 2 din 2021 privind implementarea proiectului de îmbunătățire a serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comasculari. La punctul 3, proiect de hotărâre prin stabilirea limitului de reprezentare a reprezentantului legal al acestui gaz în ADA, CC, Compania Regională de Apă, Bacău, Rabo, Descurs, la care Comuna Sugar este acționar și în ADA punctul 4, întrebări în cățelări diverse. Dacă mai sunt șau de telefonul, sunt două lucruri. Dacă nu aveți dumneavoastră, mai am eu două proiecte de adăugat la ordinea de zi. Și anume, proiectul de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal pentru CC regională de apă Bacău, precum și un al doilea proiect ca suplimentar pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurii de atribuire a contractelor acord cadru pentru achiziția produselor mai pe scurt lapte corn pentru anul 2021-2023. Da. Cine este? Care se derivează 2021-2023. Ne mai fi în date, vă propun pe aprobare proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Trecem la primul punct de ordine de zi, da? Proiectul care privind aprobarea de contrării contravalorii călătoriei prin mijloace de transport ale personal didactic pe luna mai 2021, în sumă de 3.051 lei. Există raportul, există dosarul privind documentele care stau la baza elaborării acestui proiect de operă. Asta e o mare președinte. Da, mulțumesc. Doriți discuții? Da, suntem o așa avea eu o minte referire. Vă rog ca doamna Ienuța să fie acum atentă la ce mai întâmplă așa la trecut. Ce proiect? De contare, da. Sunt undeva aici de contare pe luna ianuarie. Da, aici sunt... Aici sunt de care nu sunt de calculator și... Este la... Bine, că nu vezi și le facem. Deci era cam de specialitate. Da, da. Și... Contractul. Că toți banii ăștia cheltuiți să se regăsească în reportarea în calitatea altului de învățământ. Dar cine este pentru? Abținere împotrivă? La punctul 2 de ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 2 de 2021, ianuarie 2021,
privind implementarea proiectului îmbunătățirii a serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje cu natural de plasă. Da. La punctul 1 se aprobă modificarea HSR numărul 2021 prin adăugarea unui nou articol care să cuprindă lista agentului economic operat de Comunistugat care vor fi de serviciu în mod direct de către investiții conform anexei numărul 2 care face parte integrată din prezenta. Și la anexa numărul 2 care este în spațiile hotărârii figurează acele societăți cu caracter politic numiți agenții economici. În da. Articolul 2, aducerea în întâlnire se asigură de către primarul comunității, prezenta hotărârii și va fi comunicată instituțiilor interesate. Da. Dacă sunt discuții, nemai fiind discuții, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, obținem? Mulțumesc. Stabilirea mandatului reprezentantului legal al UATES Crogat pentru ședința adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară BAPĂU, convocată pentru data de 25.06.2021, deci astăzi, și pentru ședința adunării generale a adunatului Oficiei Compania Regională de Apă BAPĂU din 28. În material ați văzut că dacă nu se poate într-un niciun form și nu sunt probabil documentele la fiecare UATE până la data ședinții AGA, pe 28 va fi convocată o altă ședință și acolo este vorba de form până la toată urma. Dacă nu se stabilește astăzi cu participarea și a noastră, probabil va fi reorganizată o ședință pe data de 28. La punctul 1 spune proiectul reotorului că Comuna Strugari, Consiliul Local al Comunei Strugari, în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativ a acționat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, acordă un mandat special reprezentantului său legal în AGA să ia decizia Consiliului Director al ADIP, numărul 9.28.04.2, să voteze pentru în adunare generală din data de 25.06.2021 la punctul bărăzit pe lumea de zi. Consiliul Local al Municipului al Comunei Strugari, în calitate de autoritate autonomă, deliberativă, acordă mandat special de reprezentantul său să voteze pentru și în AGA, a acționarilor CCK-ESA din data de 28. Este ceea ce am spus pe data 27 sau 28. Dumneavoastră ați văzut că în materiale anexate că suntem și noi acționari acolo, nu suntem în acționare majoritari, suntem în funcție de probabil de populație în orice să acord un punctaj și noi suntem destul de reprezentat, să spunem așa, de un proces. Sau din banii care s-au dat anual pentru... Din cotizații, da. Din... Dacă sunt discuții pe acest proiect, dacă nu, aș avea să spun și eu câteva cuvinte. Este un proiect care îi văd că Cravul și Adivul, asociația asta, vrea să transparentizeze tot ce înseamnă luarea deciziilor la nivel de... de asociație, da. Da. Cine este pentru? Împotriva, obține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitului de reprezentare a reprezentatului legal a UATES Crogat în AGA a societății comerciale Cravato, la care Comuna Strugari este acționat și în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară BAPĂU. Aici, ca din cuprinsul documentelor anexate, au ieșit următoarele articole. Că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară BAPĂU va exercita prin reprezentantul legal al Comunei Strugari drepturile speciale prevăzute la articolul 9.1 din actul constitutiv al SECEI Compania Regională de Apă BAPĂU, în baza mandatului special conferit în astăzi.
La punctul 2, Asociația de Dotare Intercomunitară va exercita atribuțiile de la articolul 3, punct 2 din Ordonanța de 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificări și completări ulterioare, în baza mandatului special conferit de actul normativ. La punctul articolul 2, Consiliul Local al Comunei Strugari, în calitate de autoritate administrativă autonomă, va acorda mandat special reprezentatul său legal, prin act administrativ adoptat special în succes, în limitele care se va exercita votul în nume pentru Comuna Strugari. La articolul 3, atribuțiile delegate pentru, sunt prevăzute la articolul 10 alineații din legea serviciilor comunitare pe utilități publice, legea numărul 51/2006, republicată cu modificări și completări ulterioare. Ele vor fi exercitate de către statul legal al Comunei Strugari doar în limitele stabilite prin actul administrativ de autoritate adoptate expres de către Comuna Strugari, respectiv Consiliul Local Strugari. Articolul 4, atribuțiile referitoare la anexa 1, secția 1, secțiunea articolul 1, alineat 5-6-7 din contractul de finanțare, vor fi exercitate numele și pe seama Comunei Strugari către statul său legal. În baza mandatului special, în limite la căruia reprezentată este, poate să voteze, este ce nu să voteze. Da, având în vedere că dumneavoastră poate ați parcurs documentul, toate se vor face doar în limitele prevăzute în contractul și în mandatul meu, pe care prezenta legal, și eu nu pot acolo să mă duc să votez altceva decât ceea ce Comuna, Consiliul Local, adoptă prin hotărâre. Da, dacă sunt discuții de acest proiect, eu aș avea, domnule, că nu am să întâmplă discuții, văd aici că la raport, adică la raportul de specializație, deci noi acum facem și delegare de gestiune. Adică noi am făcut delegare de gestiune. La ce vârteți? Delegare de gestiune, adică noi... Nu vrea să vrea, nu vrea. Vrea să nu. Vrea doar avem un contract cu gândi. Și totuși poate că suntem acționari. Dar delegarea nu pentru a... În hotărârea Consiliului Local numărul, așa aprobat delegarea gestiunii și gestiunii cu apă canalizare, către SCH ESA. Da, dar fi trecut... Asta, deci, nu cred că mai face... Că mai când am pus nicio hotărâre, n-am pus nimic. Este deliberat la ei. Și trecut, pentru că sunt multe comuni și multe municipiuri. Alte au chestia asta. Dacă noi nu avem delegare, pentru că nu avem să fiți treabă și pe noi. De asta îmi gândeam, ce să delegăm dacă noi nu avem... Nu avem, deci nu avem... N-am delegat, ar fi trebuit să avem un HCL. Noi nu avem. O să avem, în momentul când se finalizează proiectul, alimentarea cu apă și canal va fi delegată către compania regională. Da, asta nu. Cred că proiectul trebuie de aici la raport. Vreau să spuneți că e bine. Nu așa. Da, dar se poate face acolo. Eu montez aici. Așa că nu s-a delegat, așa că e mai corect. Da. E o bază de observație. O să spun că nu am văzut niște altceva. Nu a delegat. Corect. Nu a delegat. Dar dacă mai sunt și alte discuții, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține toată lumea pentru. Vă mulțumesc. Următorul proiect de ordine a legii, proiectul care privind neasumarea responsabilității organizării și de lor în procedurilor de atribuire a contractelor sau acordului cadru pentru achiziția reproducției și a contractelor acordului cadru de prestare a serviciilor pentru regularea modelului educative aferente programului pentru școli din România de către Consiliul Local pentru perioada 2020-2023. Care la articolul 1, Consiliul Local al Comunei Strugari nu își asumă responsabilitatea organizării, este propunerea noastră, organizării derulării procedurilor de atribuire a contractului sau acordului locală, atât pentru achiziția de produse cât și de prestarea serviciului pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României pentru Consiliul Local pentru perioada 2021-2023. Acum, eu l-am prezentat ca o paranteză, aici există și procedura, tot anexată a dumneavoastră. Mă gândesc că, în ceea ce mă privesc,
deci nu pot să eu am propus acest lucru, pentru că probabil sunt unități administrative teritoriale care au posibilitatea să facă, să organizeze acest lucru, dar noi, ca și o organizație de, eu știu, de un nivel 3, chiar la nivelul localității nu s-ar găsi sursele sau, eu știu, posibilitățile să organizăm atâta timp cât perioada localității care nu există între timpe care se producă, probabil în alte localități, sunt variante și posibilități de a, chiar de a sublini programul care este prevăzut conform legii. De asta eu am propus ca să... Să înțelegeți asta. Se înțelege. Legea asta spune. Consiliul Local ar putea să facă procedura de achiziție. Cu contracte și licitare și așa, fără tot ce înseamnă achiziția acestor ajutoare pentru copii. Vă la zis ajutoare. Ideea este că acolo unde nu poți, se poate face de către Consiliul Județean. Și cred că cea... Noi am ales varianta ca să ne referim Consiliul Județean în toate chestia asta. Noi, probabil, la nivelul de județ, pot fi mai multe localități care repete varianta asta și probabil că Consiliul Județean va negocia altfel în vedere sau în spate mai multe localități care nu pot să își asumie responsabilitatea de așa ceva. Da. Discuții? Noi fiind discuții, vă să pun la vot. Cine este pentru? Împotriva, obțineri? Abținere. La diverse. Cine s-a scris la cuvânt? S-au mai scris eu cu două puncte. Vreau să vă rog la primar, să aveți în vedere să dispuneți să meargă mai... Deci, ca să meargă autobuzul cu cetățuia să știe în Adișa, să stăgolească tot ce înseamnă noroiul ăsta și să îndreptărea cu Godelică. Nu știu, nu... Nu ne face cinste. Avem utilaj, avem pom. Și vă rog să dispuneți să... Da, cu privire la problema ridicată de gras, că noi am zis cel mai bine ca să... Am avut ieri comisie, a venit comisia la fața locului, a stabilit, s-au făcut niște valori în urma evenimentelor, metodelor care au fost. S-au făcut niște valori. Acum, dacă timpul s-a mai vândut, terenul arată altfel și drumul s-a mai vândat, să spun așa, cred că putem să facem o... Că altfel, chiar în timpul ăla, noi nu ne-am băgat un autoregel, probabil dacă Montam, pe care se ridică lucrurile, cea mai rău. Dar o să intervenim în prostările. Când ești legat de școala de la Peticica, vă rog să spun că ascultările sunt în teren. Fac acolo echipa respectivă, dacă... Sunt ok, că am fost undeva, mă apăreți. Da, noi suntem cumva acolo, fiind un obiectiv mai așa, nu chiar ne-am dat societatea respectivă, n-am mergit cât pas la pas, așa după cum spun cei de la Comisia asta de Cultură. De nu le dă voi nici CCU, nici cei de la Cultură să nu facă altceva decât așa cum spun ei. Și cumva, dacă astăzi, să spunem, s-a constituit o comisie, n-a venit unul dintre ei, am făcut în următoarea săptămână organizarea de comisie. Este cineva care face proiect de consiliu local? Respectiv la comisie? Nu. În parul la comisie, dirigintele de șantier este cel care reprezintă Consiliul Local. El este cel care este în faza construcției, este obligat, are un program în care trebuie să cheme și pe cei de la ISS și pe cei de la tutorul și să monitorizeze toată activitatea sportată. Păi, problema nu e asta. Problema cea mai mare e alta, care ieri e bun. Da, deci nu cred că ar trebui să discutăm, cum mă gândesc că ești poate o, ceva care e poveste, nu e de altceva. Da, poate, dar rămâne doar o poveste. Poate rămâne doar o poveste. Am în vedere că reacții la fiecare oate au fost către Ministerul Dezvoltării ca să oprească ceea ce s-a propus. Să retragă formularul care a fost dat. Da, putem discuta după ce da. Și ce v-aș mai întreba, dacă sticla de la... se refolosește sticla de la geamă, pentru că o să vă spun tot ce înseamnă geamul, locul,
se va repune sticla respectivă și topul respectiv? La... Nu se vor repune sticle și topul respectiv. În proiect există ca doar la o anumită cameră sau acolo unii consideri ei, să rămână o parte din elementele care au fost sau sala bază construiri. Deocamdată suntem la exterior, se va păstra acea intrare și mai ales fazia sau streșina, cum îi spunem noi, cu stâlpii adiacenți. Am întrebat de sticle, când v-aș ruga ca sticla ce rămâne de acolo de la școală să fie pusă la geamurile de la școala Cetățuia, care sunt foarte multe geamuri sparte, și la Nanișa. Acolo știu să pun niște tesi glas de asta, dar să aveți în vedere. O să fie bunită la noi acolo, pentru că asta, în condițiile în care o să mai fie nevoie de ele, chiar la școlile care sunt existente și cumva în conservare, tot de protejăm, să le locuim geamurile. Da. Mai dorești ceva? Ne mai fiind alte discuții, declar ședința închisă. Vă mulțumesc! Audio.